Consiliul Local al Municipiului Călăraș a fost convocat în ședință ordinară joi 25 martie, începând cu ora 16:30. Pe ordinea de zi s-au aflat 22 de proiecte de hotărâre, iar în partea de implementări s-au purtat discuții despre colectarea selectivă a gunoiului menajer, problemele de la Ecoaqua și simplificarea documentației solicitate la dosarele beneficiarilor unei locuințe ANL în regim de închiriere. Deci a deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului, numărul 426 din 18 martie 2021, modificată și completată prin dispoziția primarului, numărul 432 din 19 martie 2021. La lucrările ședinței participă un număr de 20 de consilieri, în format fizic, să spunem așa, 17 consilieri, în mod online, domnii consilieri Coma Liviu, Sârzea Vlad și Stoian Gheorghe. Domnul Buzea nu și-a manifestat nicio intenție de participare fizică sau în varianta online la această ședință. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din data de 25 februarie 2021. Cine este pentru, vă rog? Domnul Mușat? Unanimitate, mulțumesc. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule secretar, domnule primar. În primul rând, aș dori să vă supun, stimați colegi, ca durata unei interpelări să fie de maxim 3 minute. Cine este pentru? Unanimitate în această propunere. Da, păi atunci te voi da cuvântul. Cine supune problemele? Ordinea de zi. Nu, ordinea de zi. Da? Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate, cel din sală. Și acum, colegii care au interpelări, ce se scrie la fundat, din rândul consilierilor. Domnul Ierea. Vă rog, domnul primar, de ani de zile în orașul nostru e un cartier care e cam în stat de toate administrațiile. E vorba de cartierul de Măgureni. Cartierul Măgureni, după cum știți, accesul acolo se face fie prin strada Independenței, fie mai grav prin intrarea Măgurea, de lângă complex acolo. Și înțeleg că acolo sunt lucrări, se intră basculante, se face canalizare, înțeleg că sunt probleme, dar aș vrea să vă rog să asumați un termen clar până la care în cartierul Măgureni se va putea circula în condiții cât de cât decente, cu sau fără canalizare, cu sau fără toate lucrările alea, pentru că dacă mai așteptăm încă 2-3 ani să se facă canalizare, o să ne rupem mașinile complet și eventual o să se și scufunde mașinile pe acolo, mai ales pe Petroșani. Văd că în bugetul, pe proiectul de buget pe 2021 sunt 10.000 de lei cu referire la cartierul Măgureni. Și aș vrea să-mi spuneți, dacă puteți, să asumați un termen clar până la care se poate circula decent acolo. Cu sau fără canalizare? Domnul consilier, ați văzut vreodată când se sapă, când se intervine într-un teren în care e numai pământ și piatră? Deci, fără, am preluat mandatul și am găsit un sistem de canalizare, un contract semnat de canalizare pluvială și menajeră, cartierul Măgureni, în care într-un an de zile s-au făcut, s-au executat numai 900 de metri de pluvial. Am început acest proiect să-l duc și am mărit viteza, am ajuns la 40%. Pentru că vreau să-l terminăm în cel târziu luna iulie. Nu putem să nu avem disconfort acolo și eu am fost și sunt în contact cu toți oamenii de acolo pentru că merg acolo. Nu mă feresc să dau. Pentru că n-ai ce să faci. Dacă ați văzut când se sapă într-o zonă în care este numai pământ și piatră și indiferent și dacă e beton, tot așa se lasă și se produce acest disconfort. Ea se produce noroi dacă Dumnezeu a dat ploaia asta de o săptămână și ceva și este bună și ploaia asta, trebuie să suportăm. Pentru că dacă eu intervin acum și pun constructorul să bage piatră, o băgăm degeaba. Pentru că va intra piatra în acel noroi, iar noroiul va fi deasupra. Deci orizontul de timp pe care ați întrebat dumneavoastră este luna iulie, pentru că așa am discutat cu constructorul, pentru că această lucrare va mai lucra în continuare terenul, terenul va lucra în continuare, se va lăsa și acolo vom interveni tot la zona asta de pământ, vom interveni cu piatră. Dar la momentul acesta nu putem să facem nimic. Iar o altă viziune a executivului este de a face
reface drumul Mărgura pe Poim, da? Pentru strada Mărgura pe Poim, pentru că acolo nu avem canalizare și acolo nu putem să facem decât la nivel de piatră. Iar în discuțiile cu județul, avem în vedere, au în vedere de fapt că e terenul lor, da? Să facă un drum chiar în unitatea militară după acel complex SERA. Și atunci rezolvăm problema cartierului Măgure ca să poată să aibă acces direct la strada București. Deci avem, viziunea noastră viitoare este de a termina cât mai repede această canalizare, da? Și după aceea, deja după buget, o să intrăm cu SF-uri, să facem, să depunem atât la CNI, atât pe PNRR, toate fondurile care se deschid să mergem și să prindem pe zona respectivă să și asfaltăm. Dar nu se va întâmpla anul ăsta. Am spus-o și o spun. Anul ăsta terminăm canalizarea, iar la asfalt ne gândim de la anul cu. Okay. Da. Vă rog, doamnă. În ședința ordinară de luna trecută am făcut două interpelări la care am primit răspuns la mapă. Răspunsurile sunt satisfăcătoare. Mulțumesc celor care au depus efortul să le conceapă. Însă am o nelămurire legat de interpelarea pe care am făcut-o la Direcția de Asistență Socială. Aici dumneavoastră mi-ați răspuns că avem 103 dosare cu un total de 202 beneficiari ai ajutorului social, din care doar 19 sunt apte de muncă, ceilalți au... Nu sunt apte de muncă celelalte persoane? Vă rog, doamna Stancă. Din persoanele care sunt acolo, 58 persoane singure sunt persoane cu care au depus condițiile de pensie la comunitatea asta, pentru cu vârsta, și celelalte sunt mănici cu copii sub 7 ani și sunt mai mult decât 3 copii cu certificat cu capacitate de muncă. Am avut control pe 26 persoane. Mulțumesc! Din cauza că mi-a luat foarte dosare cu persoane de muncă foarte mult, care n-au muncit. Atât? Dacă îmi permiteți, eu o să mai am eu o să mai mai de rând. Da, domnul Bune. Lasă, domnule, că e tânăr și grăbit. Nu mă grăbesc. Ultimul. Nu mă grăbesc. Atunci eu, domnul primar. Un principiu de rest spune așa, banul să leagă la gură când e vreo de cheltuială. Și în primul rând, vreau să ne uităm pe organigramă și tot ce înseamnă costurile astea imense, și nu neapărat de manopere vorbesc. Gunoiul. Da? Apa, 47% pierderea. Am mai avut aceste discuții aici. Este impardonabil ca oamenii nevinovați să plătească. Culmea, te duci tot la cel care plătește să plătească diferența. Vreau, l-am căutat pe Marcelul cu care credeam că avea relații amicale, chiar prietenești, dă umor telefonul stricat al dracului lor. Nu răspunde. Pentru asta, în primul rând, sigur, aveam și o chestiune strict particulară a mea, omul n-a răspuns, e deranjat. Deci vreau să facem un proiect, că luăm bani de împrumuri, nu știu, habar nu am. De unde luăm bani? 100 de kilometri de conduct. Pierdem și să fim serioși și furăciuni cât cuprinde. E mare păcat. Vă promit că în ședința următoare o să invit EcoAqua la ședință. Să știi că asta pe mine mai puțin. Nu, dar să vină cu aceste date, eu mi-am notat. Media europeană este de 15%, medie, deci în sândurii mai mici, dar noi suntem ca lură 47%. La apă am înțeles că se rog, și acum vin cu gunoi. Dar la gunoi, da. Vine cu și cu gunoi. Nu-i greșit și mi-ai zis că nu-i amendă. Bă, nici nu mă interesează că se cheamă tuta, manda, manda, tuta, puțin îmi pasă mie. Banii aia trebuie să-i dăm, da? Așa, mă. După cât știința mea, în momentul când ești că forma amenzii este puțin important, cum o cheamă, ci că este contravenție. Trebuie să găsim de acum acolo soluții, nu ne iartă nimeni. E penalizare, nu e contravenție. Lasă și ce de tot aia. Cineva, nu poți să penalizezi o noțiune abstractă. Persoanele se fac vinovat. Noi, voi, ei și așa mai departe. Prin urmare, trebuie să ne gândim cum rezolvăm problema cu gunoiul și asta rapid, că la unul vor fi mai mari și din ce în ce mai mari. Chiar aici, în forumul ăsta, am zis și acum 4 ani. Deci, hai să ne gândim, că de aia avem capete. Care au? Noi, în executiv, am luat în calcul de când au venit și ne-au penalizat pe 2015-2020, cu 2 milioane de lei. Am avut discuții cu foarte multe societăți, da, în care să implementăm, să reușim să facem acele platforme îngropate.
cu accesul oamenilor la ele mai puțin decât prin gurile de vită. E, și atunci mergem în zona. Dar mi este foarte greu să estimez că vom scăpa probabil în viitor dacă se merge pe același principiu, pentru că eu nu sunt de acord cu această penalizare și am și contestat o parte de neunde mi-a permis legislația, pentru că noi la ora asta din, avem undeva un grad de colectare selectivă până în 5%. Și gândiți-vă că norma de colectare, cred că începând de anul ăsta, și sper să nu greșesc, ajungem la 60%. Dar nu știu de cine mai dă AFM-ul această penalizare, pentru că noi suntem penalizați deja. Adică, prin normele europene, AFM-ul a venit și ne-a pus, dacă vă aduceți în urmă, 80 de lei pe tonă penalizat. Iar anul acesta, cred că în luna mai, ca două de pași, mai vine o penalizare, dar de încă 120 de lei pe tonă. Și atunci am întrebat la AFM-ul și am zis, de ce mai ne penalizați dacă deja ne luați câte 200 de lei de, pe tonă din mai? N-au știut ce să răspund, a spus că asta este penalizarea pentru neîndeplinirea gradului de reciclare și atunci trebuie să ne gândim. Dar noi trebuie să spunem ce s-a încălcat. Deci spune ce ai încălcat? N-am încălcat nimic. N-am făcut gradul de, deci gradul de reciclare pe care și l-a asumat România nu a fost îndeplinit la Călăraș. Pentru că era, este între 3 și 5%. Și atunci noi trebuie să, împreună, să dăm exemplu, noi consilieri, să plece de la noi, de la consiliu, la toată populația, și am spus-o și o să mai spun public, dacă noi nu începem să reciclăm toată populația din Călăraș, cred că vor mai veni penalități de genul acesta. Mai mult de atât, mai mult de atât, m-am gândit și am chemat, deja suntem în studiu, să facem o platformă, da, de compost, care să fie recunoscută. Dar noi în felul acesta să ne scădem cu aceste cantități reciclabile prin compostarea tuturor vegetalelor care le luăm de pe teritoriul Călărașului. Și atunci, cu siguranță, vom putea să mai scăpăm și să mai creștem gradul de reciclare. Ba mai mult, că o să stăm de vorbă ce nu s-a făcut acum, cu toți reciclatorii, lasă-mă să spun, așa, cu toți reciclatorii din Călăraș. Sunt 4 firme de reciclare care să ne declară, nu ne interesează decât că se reciclează pe teritoriul Călărașului și trebuie să ne declare cantitățile care le reciclează, să ne înregistrăm noi și cu ele ca și oate. Ba mai mult, o să stăm de vorbă cu mari retaileri, cum e de manubricostori care au obligația să recicleze ambalajele care vin din import și să vedem dacă putem să integrăm și noi pe zona asta de... Ne predau în numele lor și n-au treabă cu noi. Nu știu, nu știu de ce să spun. Ce știu eu? Am dat să se studieze problema asta ca să vedem ce se întâmplă și dacă putem să... Și după aceea ajungem la populație care toți trebuie să încercăm să îndeplinim măcar pe zona asta de vegetal, pentru că de anul acesta, din ianuarie sau februarie, s-a dat... Trebuie să începem să luăm și tot verdele, toată zona asta de compost să fie selectată separat. Și atunci ar fi bine ca toți cetățenii din Călăraș, mai ales că este primăvară, acum fiecare începem să adunăm tot ce avem, crenguțe prin curte pe acolo și ce mai facem noi, să le punem separat. Acum iarăși disputa este că lege spunea că or să dea niște tombeloane de culoare maro, dacă nu. Dar până la ora asta nu s-a întâmplat nimic. Dar măcar să dea să poată să pună lumea să recicleze toată această zonă compostabilă în care să putem să luăm toate zonele, toate crânguțele, toată iarba, ce mai avem acolo. Pentru că aici nu e vorba numai de amendă și de diferența de preț de cost sau tarife. Nu tarife era ceva. De tarif între ce înseamnă la grămadă și ce înseamnă selectat. E de vreo 7 ori mai mic. Ia că te dai aici bani de acolo, bani și-ți cantități mari. Ba mai mult am avut o discuție și la Adi Ecomanagement Salubris. Am avut o discuție și cu operatorul cu Rebu care colectează la noi și am zis să începem să ne gândim la un program din ăsta de conștientizare a populației în care să facem și niște premieri. Adică dacă tot îți dai silința și începi să colectezi și se sizezi că respectivul colectează și îți dă acest, să încep să creăm așa o premiere, nu știu.
Și au rămas să-mi dea un gândic, să-mi spună ce vor să facă și cum să facem această campanie de promovare prin care să creștem gradul de colectare. Corect. Stimulant. Poate fi stimulat și sancționat în același. Sigur. În funcție de ceea ce faci. Domnul Chiriț. Apropo de același subiect, aș dori să... Dar până nu mai filmă. Să precizez un aspect. Avem doi factori implicați în acest proces de colectare selectivă. Pe de o parte, operatorul, care trebuie să pună la dispoziție containerele adecvate pentru colectare, și pe de altă parte, cetățenii. Păi, în primul rând, haideți să punem la dispoziția cetățenilor containerele adecvate, pentru că sunt foarte multe zone, și dumneavoastră știți foarte bine, unde aceste containere nu mai există. Da? În primul rând, trebuie să creăm premizele și după aceea să găsim și contextul în care oamenii sancționeze așa cum trebuie. Și cred că avem pârghiile necesare, pe de o parte să informăm, pe de altă parte să mai și interveni și poliția locală să-și facă treaba și să mai amendeze 2-3 pe care, dacă îi dăm exemplu, sunt convins că după aceea vor încerca și alții să colecteze selectiv deșeurile. Domnul consilier, poliția locală a amendat și amendează. Știți pe cine amendează? Da. Niște amărâți. Și să vă spun de ce. Ce facem? Am amendat. După aceea au ajuns să aibă debite pe amenzi la noi, la primărie. A venit Curtea de Conturi și a spus de ce nu recuperați sumele. De la cine să recuperăm? Că sunt niște amărâți din obor care trăiesc de azi pe mâine. Dar, domnul primar, dar cei care aruncă, de exemplu, molozul din construcții, da? La marginea orașului știi și... Deci am amendat... Deci, dacă, prinde astfel de... deci, dacă n-ați știut, i-am amendat și amendăm, dar nu putem noi. Aceste norma sesizării... În urma sesizării... Deci, în urma sesizării, n-avem competențe pe zona asta, nu? Cu garda de mediu, decât da, cu garda de mediu. E, asta am și făcut. Am identificat zonele în care am văzut că este cu noi, că moloz, că depuneri necontrolate, e, și atunci am sesizat garda de mediu, au intervenit și din contră. I-au amendat și au început. Da, și vreau să vă spun că era o zonă privată în Mircea Vodă, deja acolo s-a făcut curățenie, s-a închis cu gardă. Dar a făcut gardă. Da, în altă parte, iară, spre obor, la fel s-a întâmplat. Adică încercăm să facem asta, dar gândiți-vă că nu avem prea mult. Avem 5 luni de zile, a fost luni de iarnă, a fost alea. Nu putem să... Adică nu suntem Dumnezei să facem după o zi pe alta, să dăm, să pornim în degete și să punem la punct toate aceste probleme. Dar să știți că întâi n-am făcut coercitiv să mă duc să l-am îndesc. Mai întâi l-am avertizat și dacă nu a îndeplinit omul respectiv și nu s-a conformat, atunci am intervenit cu adresă la gardă de mediu și să-i amendeze pentru reîntreținere. Deci eu cred că, până la urmă, trebuie început cu operatorul ca să rezolvăm această situație pentru a-l obliga să amplaseze acele lucrurile. Iarăși vă promit că ședința următoare, sau dacă o să apară o extraordinară pe buget, da, o să chemăm atât APA în prima ședință care trebuie, plus cei de la ADI Eco Management Salubrit, pentru că sunt mai în măsură să vă spună toate acestea. Așa cum știți, acest contract cu REBU nu este făcut de primărie, este asumat de primărie, și aici juridicul care știți puteți să îmi spuneți dacă greșesc sau nu, este asumat de primărie, pentru că intră în proiectul amplu, în care este... l-avem aici pe domnul Fulga, nici l-am văzut. Domnul Fulga, spuneți-ne dumneavoastră, că toți sunteți în sală. Vă rog frumos. Domnul președinte de la Eco Management Salubrit. Vreau doar să vă aduc la cunoștință că acest proiect s-a născut dintr-o necesitate comună a locuitorilor județului Călăraș. A fost un proiect care a luat naștere la dorința unităților administrative teritoriale, toate cele 55 de primării plus Consiliul Județean Călăraș, deci județul Călăraș, care au luat decizia de a se asocia, au semnat un contract de asociere, au înființat o asociație de dezvoltare intercomunitară numită Eco Management Salubris. Toate acestea în scopul absorbției unor fonduri nerambursabile pentru crearea acestui sistem de management integrat al deșeurilor. Pentru că înainte, fiecare unitate administrativă teritorială se descurca cum putea și unii îl duceau în gropi neconforme, cum era Călărașul, Ostenița, Fundulea, Lechiu, Sudești, alții îl îngropau pe lângă comune. Când am solicitat aceste fonduri,
în prima fază de la programul operațional sectorial mediu, pentru că programul, proiectul a fost fazat și apoi s-a continuat cu închiderea grupurilor neconforme pe programul infrastructură mare, am solicitat fonduri pentru că nu avem noi bani ca să creăm această infrastructură. În principiu, cam așa funcționează necesitatea pe fondurile europene. Nu solicităm pentru că suntem bogați, solicităm pentru că nu avem bani să creăm infrastructura ca să respectăm directivele Comisiei Europene. Astfel a fost calculat și un nivel de suportabilitate pe care l-am avut la bază în calcularea tarifului pentru serviciul care se va presta cetățenilor. Pentru a ne încadra într-un tarif suportabil de către cetățeni, având în vedere acest plan tarifar, s-a ajuns la acea soluție cu care am plecat, dacă vă ați aminte, în 2017, în octombrie, să colectăm deșeurile din punct fix, de la platformele acelea. Că a fost o idee mai bună sau mai rea, nu pot să judec pe nimeni, pentru că nimeni nu a avut experiența asta până atunci. Și vreau să precizez totuși că toate primările au fost de acord prin reprezentanții de atunci, cu toate elementele proiectului, așa cum a fost finanțat de Comisia Europeană. Platformele au fost puse, locațiile în care s-au construit platformele, au fost puse la dispoziție de primărie și prin fiecare primărie a stabilit unde se vor amplasa acele platforme. În Călăraș, primăria Municipiului Călăraș a transmis în administrare, în proprietate, de fapt, terenul către Consiliul Județean ca să construiască acele platforme. Pentru că am conștientizat necesitatea colectării într-un alt mod, ca să atingem indicatorii aceia de performanță în privința colectării separate a deșeurilor, deci a îndeplinirii unui grad mai mare de reciclare, am modificat contractul într-un act adițional în ceea ce privește colectarea din poartă în poartă în loc de punct fix. Pentru că acele platforme, într-adevăr, conform legislației în domeniul sănătății, nu aveau voie să fie amplasate la mai puțin de 10 metri de prima locuință. În aceste condiții, pe zona de case nu aveau unde să fie amplasate. S-au amplasat în zona de blocuri sau în zonele limitrofe orașului. Cetățenii din zonele de case trebuiau să meargă foarte mult cu deșeul în portbagaj sau în mână sau în cărucior să-l ducă în alte zone. Când am făcut această trecere, tariful a crescut. Au mai fost câteva creșteri succesive generate pe indicele prețurilor de consum, pe salariul minim, pe economie, care sunt reglementate și care au fost analizate la momentul respectiv. Aceste creșteri s-au întâmplat la începutul fiecărui an, 2018, 2019, 2020. Prima creștere, contribuția pentru economie circulară, pentru că domnul primar vă povestea puțin mai devreme, domnul Guzea a întrebat de ce ne taxează de două ori. Cumva au avut grijă să îmbrace în altă formă această taxă. Dacă prima oară au numit o taxă pentru economia circulară și au dat seama că nu pot aplica o taxă unei alte taxe. Dar și ea a dat forma și ea a fost asumată. Prin urmare, da. Și atunci au dat forma de contribuție pentru economie circulară. Deci ceea ce plătesc primările astăzi, acele penalități, pentru că nu îndeplinim indicele de reciclare, până la urmă, de eliminarea deșeurilor în alt mod decât prin depozitare, nu este același lucru cu contribuția pentru economie circulară. Sunt două ținte care sunt diferite, dar privesc totuși același segment al deșeurilor. Ce putem să facem să mărim gradul de reciclare? Sigur. Și cum să ne mobilizăm în care să selectăm separat, da, tot ce înseamnă verde, ca să putem să mergem pe compost? Asta e, da. În primul rând trebuie să avem grijă la cetățeni. Cum spuneau distinși domn consilieri mai devreme, dacă nu plecăm cu o colectare separată corectă, nu avem cum să atingem niciun indicator. Orice infrastructură am creat, oricât de performant ar fi, nu putem să atingem un indicator real sau asumat, atâta timp cât noi nu vrem să colectăm separat. Asta e. Am prevăzut în bugetul asociației sume de bani și anul trecut, și anul acesta, anul trecut nu am putut face o informare corectă a populației, pentru că vreau să facem din poartă în poartă, să stăm de vorbă cu oamenii. Prin pandemie nu am putut face asta și n-am vrut să cheltuim banii pe flyere fluturași care
sunt mai mulți sau mai puțin luați în seama. Și atunci informația vrem să o transmitem într-o campanie foarte corectă de informare. O să venim împreună cu operatorul să facem această informare și împreună, evident, cu responsabilii din cadrul primăriei. Din 24 februarie suntem obligați, teoretic, conform legii, să colectăm deșeuri biodegradabile, fracție separată, însă legea ne spune că trebuie să o facem conform normelor metodologice, care nu au apărut încă. Cumva, trebuie să vedem ce facem în deșeu, după analiza de compoziție a deșeului menajer în Călăraș, avem 52%, dacă nu mă înșel, nu știu exact. Biodegradabil. Între 51 și 54 este în tot județul, din compoziția deșeului este deșeu verde și biodegradabil, în compoziția deșeului menajer. Deci, avem de unde să-l scoatem, dar problema e că dacă facem o trecere separată și creștem tariful ca să-l colectăm separat și nu-l colectăm, că va fi contaminat în continuare, nu vom face decât să ne creștem tariful. Pentru că la operator o să-i fie mai simplu să-l declare contaminat, să nu-și bată capul ca să mai lease selectat. Da? Și atunci Adi trebuie să urmărească operatorul, să-și îndeplinească el rolul lui de a nu-l declara pe tot contaminat. Da? Și după aceea să ajungem în zona iar să fim penalizați. O să ajungem mereu la responsabilitatea cetățenilor, pentru că operatorul, dacă îi spune mâine domnul să președinte, nu mai ridice gunoiul contaminat, el o să-i pună o gulină roșie pe contaminare și spune gunoiul contaminat. O să fie simplu ca el să-l declare contaminat. Asta spun. Este și ușor să dăm vina pe cetățeni. Dar nu sunt toți la fel. Corect. Este foarte simplu să dăm vina. Ideea este ca noi să creăm și un mecanism în care să controlăm operatorul, care el să nu-i mai fie așa de ușor să-l declare contaminat ca să scape el de obligații. Și zică, băi, devină cetățeanul, că nu uite ce e fapt. Da? Dar haideți să și ne mobilizăm în zona asta de conștientizare și de ce nu de premiere. Dacă unul tot selectează și vezi că o gospodărie îți dă foarte mult compost, îți dă foarte mult biodegradabil. Da? Haideți să se îndreptați către el, să-i scadă la preț, 5%, nu știu. Să fie, dacă îl punem tot timpul să și plătească mult, să și selecteze, el spune, păi mi-e ușor, ce să... Că n-am niciun avantaj. Am avut o serie de discuții. Voi pe Adi trebuie să găsiți o modalitate de genul. De colectare separată, de îmbunătățirea serviciului și să găsim și o soluție pentru biodeșeu. Vreau să vă prezentăm când avem un rezultat. Deci eu v-am spus, eu vreau să găsesc modalitatea pe care să fac o platformă. Da, să fac o stație de compost în care să fac cu 3-4 celule în care să adun tot ce e biodegradabil de la primărie, tot ce iarbă, crengi ce avem. Da, o să vedem să mergem pe zona de compost, trebuie să mai luăm, poate luăm și de la EcoAqua niște numol din ăla, de la stația de... Și atunci putem să facem o stație de compost din asta cu oxigen, cu minunea aia de ventilator care se facă pe jos să pune ceva de... Da? Și atunci putem să scăpăm de zona asta. Dar haideți să încercăm să găsim mai multe modalități, dacă tot ați fost în sală aici. Mulțumesc. Permis să-l contrazic puțin pe domnul președinte și sper să nu se supere pe mine. Deci campania de informare eu cred că se putea desfășura. Atâta timp cât s-au putut desfășura două campanii electorale, nu cred că era chiar așa o mare problemă dacă se desfășura și această campanie de informare, mai ales că în câte știu eu și primăria și Consiliul Județean are în derulare contracte cu toată mass media locală, da? Cu majoritatea publicațiilor locale. Așa că eu cred că se puteau face campanii de informare și bineînțeles că, vă spun sincer, eu nu cred că se va rezolva ceva atât timp cât nu se iau măsuri coercitive. Coercitive. Okay. Dacă doriți să rezolvați problema asta, eu nu cred că e suficient să ne uităm în curtea lui Adi Ecomanagement sau al lui, să ne uităm și în curtea noastră, și executivul și fiecare dintre noi să ne implicăm în această activitate. De la ea, Adi Ecomanagement sunt primii care pot să ia măsuri coercitive pentru că pot să le ia prin operator. Deci operatorul, după ce s-a dat legea, prin Adi Ecomanagement poate să ia măsuri coercitive, să amendeze populația. Da. Eu am o altă opinie. Îi dau dreptate domnului primar. În București, dau un exemplu. În zona în care locuiesc eu, operatorul a cerut să se facă această selectare a deșeurilor și contra faptului că
locuitorii au acceptat acest lucru, nu mai plătesc gunoi. Și a mers mult mai bine decât cu măsuri coercitive. La început au fost măsuri coercitive și n-a mers. Dar de data asta a mers foarte bine. Da, domnul Mirescu. Voiam scurt să fac și o precizare. Asta cu biodegradabilele e proaspătă, e relativ nouă. Sunt convins că 90% din cetățenii nu știu că trebuie să fac asta începând cu februarie. Dar apropo de celelalte deșeuri reciclabile, vreau să vă spun că avem aici în oraș un exemplu de soluție care cred că ar putea fi implementată, care nu acceptă deșeuri neconforme. E vorba de stația aia de reciclare de la Caucă. Mie mi se pare o soluție foarte bună. Aia nu acceptă, selectează singură ce îi dai și nu acceptă deșeuri neconforme. Verificat. Da, da, știe, e numai plastic și metal. Plastic, metal și sticlă. Plastic, metal și sticlă și dacă plasticul e murdar, nu-l ia. Îl respinge. Și așa cum dă aia de la Kaufland niște vouchere pentru brânză tortită sau mai știu eu ce, poate să dea voucher pentru o chestie minimală, 2% din prețul gunoiului sau ceva de genul ăsta, dacă reciclă. Ce am spus eu, trebuie să existe măsuri în care omul să fie motivat să se zbată un pic, să poată să mai evite această reciclare. Eu merg zilnic acolo, mie mi se pare cea mai elegantă soluție pentru deșeurile astea. Și, de fapt, asta a fost așa, intervenții vis-a-vis de subiectul ridicat de Buzea și voiam să vă întreb dacă puteți să ne lămuriți, domnul primar, varianta nord, avem bucata strada Rocadei, unde, care a fost modernizată și unde s-au efectuat niște lucrări de intervenție acolo. Și dacă vă întreb, dacă dumneavoastră vi se pare că aia e aducere la starea inițială, mie mi se pare că, din potrivă, e chiar deranjat ce s-a întâmplat acolo. În mandatul trecut domnul Ivan, ce să ne spună, pentru că aceea e lucrarea... Nu mai pe domnul Ivan. Dar o să-mi notez și o să vedem ce acolo. Deci am înțeles că nu este terminat de lucrare, că trebuie să lucrăm la spația aceea, la cimitir, nu? Mai avem cealaltă bucată care e o problemă și mai delicată decât strada Rocadei, unde s-au făcut ceva intervenții, dar doar până la Saint-Gobain. N-am înțeles de ce, dar vreau să vă întreb când aveți în vedere modernizarea acestei lucrări de stradă. Dacă reușim, anul acesta este deja în buget, să prindem zona de la calea ferată, dacă mi-aduc bine aminte, de la calea ferată până la siderurgie, ca să ne legăm cu acel drum care vrem să-l facem de intrare în oraș. Am prins acolo să facem și avem în vedere, dar bugetul nu ne permite să ne ducem decât pe bucăți. Dacă reușim să atragem banii de la CNI pentru cartierul Mircea Vodă anul acesta, cu siguranță vom găsi o rezervă în care să ne ducem și pe variantă. Mai sunt niște fonduri pe care le studiem acum ca să prindem toată varianta așa cum s-a făcut până aruncat, pe partea aia, să putem să modernizăm și pe asta. Dar acum, până nu se dau drum, nu știm pe PNRR-ul ăsta ce se întâmplă, redresare și reziliență, nu știm ce se întâmplă, nu știm, nu s-au pus aia. La orizont cam îndepărtat, dacă... Domnul consilier, dacă știți, ați fost în Consiliu, știți, nu sunt chestii care putem să le rezolvăm de pe azi pe mâine. Dacă nu căutăm fonduri, nu putem să facem. Știți cât ne costă drumul de la intrare de acolo? O grămadă de bani. Deci numai un kilometru. Dacă vă uitați cât costă un kilometru de autostradă sau ce vreți, faceți o stradă de-a noastră. Sau uitați-vă că ne-a costat Rocada, cel mai bun exemplu, la vremea respectivă, pe prețurile respective, dacă mi-aduc aminte, peste 6 milioane de lei. Da? 6 milioane și ceva. Sau 5 milioane și ceva la licitație. Dar au plecat cu 6 milioane și ceva în SF-ul. Deci nu sunt bani. Gândiți-vă câți bani avem în buget. Adică hai să nu ne mințim. Dacă vrem să ne mințim așa, să le începem pe toate, nu... Da, totuși să știți că eu văd așa o euforie și e răbdare de treabă. Vă doriți să faceți foarte multe lucruri. Vreau să fac foarte multe lucruri care pot să le duc la îndeplinire și să le facem împreună. Dar dacă mă sui așa, dacă mă duc să încep totuși să nu termin nimic, n-am făcut nimic. Degeaba n-am început. Deci ați început foarte multe lucruri pe care le duc la îndeplinire. Din bugetul local sau majoritatea din credite.
Da? Și acum veniți cu un credit de 40 de milioane, deși dumneavoastră... Dacă aveți răbdare până la acel capitol, o să vă explice. Nu, dacă vorbim de acel credit, o să vă explice dezvoltarea de ce avem nevoie de ce alt credit. Eu am înțeles, dar totuși, dacă ne uităm în anexa la acest proiect, o să vedeți că și toată lumea probabil a văzut că acolo sunt inclusiv un credit nefinanțate din bani europeni, da? Adică, dumneavoastră, eu înțeleg că... Păi stai un pic, și dacă tot fac o, de ce să nu trebuie să mai dezvolt, să mai iau? Păi da, dar din punctul meu de vedere, cei 40 de milioane da, să ajungă și măcar să cofinanțați proiectele care sunt... Ai fost ajunge la respectivul european. Nu, președinte. Ce-am dat spus că nu că nu mai ajung să cofinanțăm banii aia? Credeți că pierdem timpul de pomană, chiar văd de care mă orere. Din fonduri europene. Păi nu avem nevoie să finanțăm proiecte. Trebuie să cofinanțăm proiecte din fonduri europene. Dar avem, ne ajung banii ca să cofinanțăm. Și o să ne ajungă și pentru neeligibile, pentru că de ce am studiat proiectele este posibil să avem anumite zone și o zonă de neeligibile și atunci trebuie să fim pregătiți ca să le împingem pe toate. Pentru că, așa cum bine știți, în 2023, decembrie, trebuie să închidem toate aceste proiecte, după aceea avem mari probleme. Drept urmare, dacă nu creăm acest credit în care să urgentăm probleme, să nu mai așteptăm finanțarea și să... Când ne-a făcut plata Ministerul Dezvoltării noi deja, să avem banii acolo și să putem să începem. De asta e nevoie de acest... Da, de acest lucru. La punctul respectiv. Da, acum o să vă explice direcția de dezvoltare, că știe mai bine problema. Că de la Benș a venit... Problema, da. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune casare și valorificare, valorificarea mijloacelor fixe apartenând domeniului public al municipiului Călăraș. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul a fost favorabil. Da. Ok. Supun votului acest proiect. Cine este pentru? Da, da. Unanimitate și cei trei consilieri care participă în mod online tot pentru a vota, deci unanimitate. Da. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de SECE Braicata SRL, sucursala Călăraș, pe teritoriul municipiului Călăraș. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Supun votului. Cine este pentru? Aveam o intervenție, domnul președinte. Da, vă rog. Să facem și dezbatere. Eu pot să înțeleg motivele pentru care sunt cerute mările astea de tarife, dar aș vrea să știu și că primăria și operatorul intensifică acțiune de control, pentru că în orașul Călăraș nu este curățenie pe stradă. Nu. Domnul Ciochinaru, dați v-ați răspuns domnului. Nu e nevoie de răspuns, nu e o interpelare, este un comentariu pe marginea acestui proiect de hotărâre. Ok, atunci supun votului. Cine este pentru proiectul hotărâre? Deci notează. Da. Unanimitate. Este un amendament. Este dezbatere. Proiect de hotărâre numărul 3 privind pentru completarea anexei Morășanțe privind structura și nivelul prețurilor și al tarifelor pentru serviciile prestate aprobate prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 pe 2020 privind reorganizarea și funcționarea serviciului public pavaje spații verzi Călăraș. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Da, supun votului. Favorabil. Favorabil. Da, cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40 de milioane de lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. La Comisia de Buget Finanțe avizul a fost nefavorabil. Și ca o motivare, lista obiectivelor finanțate nu este conformă cu prioritățile de dezvoltare. Doamna Plecu, vă rog frumos să mai spuneți o dată ce ați transmis în scuip. Referitor la această propunere de contractare a unui nou împrumut în care să finanțăm proiectele europene care sunt deja contractate de către municipiul Călăraș, vă pot spune că am făcut simulări având în vedere valoarea lor, modalitatea în care vom putea trece la îndeplinirea acestei contracte de finanțare, bazându-ne special pe, plecând de fapt de la fiecare proiect în parte, lucrările lor, fiind în special lucrări de construcție. Asta înseamnă că, în afară de graficul cererilor de rambursare, care este specific fiecărui proiect, asta însemnând
solicitare către Ministerul Dezvoltării sau către ministerele finanțatoare a sumelor deja cheltuite de municipiul Călăraș, putem avea o radiografie teoretică a modului în care vor evolua plățile și rambursările în cadrul fiecărui proiect. În baza simulărilor făcute de noi, de la orizontul de timp de 31 decembrie 2023, când aceste proiecte, conform contractelor de finanțare, vor trebui finalizate, a rezultat că această sumă propusă de noi, între 35 și 40 de milioane de lei, este suficientă pentru asigurarea cash-flow-ului finanțării proiectului. Plecând de la modelul teoretic, că mecanismul rambursării va putea fi derulat cam de 3 ori în cursul acelui, decursul unui an, plecând de la valorile fiecărui proiect, s-a ajuns la concluzia că această sumă este suficientă. Vom apela în cazul în care suma nu este suficientă și la instrumentele financiare pe care finanțatorii le pun la dispoziție, și anume mecanismul cererilor de plată sau prefinanțărilor. Spre deosebire de mecanismele de perioadele precedente de finanțare, perioada prezentă permite solicitarea prefinanțării în mai multe etape. Soliciți prefinanțarea, o cheltuiești în condițiile mecanismului stabilit în contractul de finanțare, după care o poți relua procedura astfel încât să poți asigura, să-ți poți reface, de fapt, fondul financiar pe care a fost la dispoziție pentru implementarea proiectului. Dacă mai aveți întrebări, pe domnul... Dar aceste proiecte, vis-a-vis de aspectul pe care l-a menționat domnul consilier, cum că n-ar face parte dintre prioritățile de dezvoltare ale municipiului, odată ce ele sunt finanțate, ce sunt proiecte deja aflate în strategiile de dezvoltare și în toate documentele de dezvoltare programatice de dezvoltare strategică ale municipiului, cred că este tardiv să ne punem problema dacă ele mai sunt oportune sau nu pentru municipiu. Da, nu vorbim neapărat de proiectele europene. Lista anexa la proiectul de hotărâre și anexa la contractul de credit, mai sunt și alte investiții care nu sunt neapărat. Una singură este Dacă nu doriți mai devreme, mă întrebați ce avem de gând să facem și cum vrei să faci. Dacă nu vrei să dezvoltăm orașul și dacă stați în loc de 5 milioane de lei care sunt trecute într-un împrumut, ca să putem să ne mișcăm mai repede, pentru că vrem să facem și bulevardul, care trebuie să dăm drumul la mobilitate. Și dacă v-ați uitat bine, o să vă uitați în buget, o să vedeți că avem nevoie de aceste fonduri, mie îmi pare rău. Mai ales că ați fost atâta timp consilier și trebuie să vă dați seama mai ușor. Am înțeles. Sunt președintele Comisiei de Buget Finanțe și am... Am înțeles, domnul președinte de la Comisia de Buget Finanțe. Am înțeles. Nu vreți dezvoltarea orașului și asta e. Deci eu asta se vede. Eu vreau să vă informez că dumneavoastră... Nu, mulțumesc, nu mai informați, este suficient. Domnul consilier, este suficient. Mulțumesc frumos, haideți, supun la vot proiectul de hotărâre normal. Asta aveți dreptul să trageți votul. Cine este pentru? Abțineri? Nu, votul pentru. Împotrivă. 2, 4, 6... Domnul Buzea, cum votați? Nu, mă abțin, domnule. Și am spus și de ce. Votul împotrivă, o abține domnul Buzea. Ascultați-mă motivare. Dumnezeu. Stați să termin cu votul, vă rog. Nu trebuie. Mații. Ok. Ne deci avem o cheltuielile și noi știm cum să gestionăm banii ăștia ca palea să le diminueze. N-am nicio problemă. Vin o mâine și mi-ar trebui, băi, deșteptele așa. Așa am făcut și data trecută, dar ți-am la 42. Și Buzea votează. Mulțumim frumos. Deci avem așa, scuzați-mă, domnul președinte. 11 voturi pentru, 9 în format fizic, 2 în format online, 9 împotrivă, 8 în fizic, 1 împotrivă în format online și domnul Buzea abținere. Deci cu 11 voturi, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraș și unitățile administrativ-teritoriale învecinate, precum și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Supun votului. Cine este pentru? Domnul Zea? Da. Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea statului de înscriere a datelor
Registrul Agricol pentru semestrul 2 anul 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Comisia de Urbanism. Avizul Comisiei Urbanism. Favorabil. Favorabil. Dar supun votului. Cine este pentru? Domnul? Da. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 7 privind modificarea și completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 129 pe 23 ianuarie 2009 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Călăraș. Să le lăsăm la sfârșit. Favorabil. Comisia Administrație Publică. Favorabil. Favorabil. Supun votului. Cine este pentru? Unanimitate. Da? Să trecem la proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea criteriilor de punctare, criterii de eligibilitate, prioritate respective și de selecție pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, precum și actele justificative pentru întocmirea dosarelor. Avizul Comisiei de Buget? Favorabil. Favorabil, da? Supun votului. Cine este pentru? Da, da. Unanimitate. Aici am instat două amendamente de către la Comisia Juridică. Are costin. Da, scuze. Păi l-a transmis. Proiectul numărul 10 nici n-a fost la Comisia Juridică. Bă, asta e o fost. Nu, corect. Trebuie să zicem. Nu asta a fost, să le punem la fiecare comisie. Toate. Am greșit eu. La Comisia, deci la Administrație Publică Locală. Înainte, dacă aveți de formulat amendamente, le puteți formula în plen și se supun votul. Am două amendamente. Primul se referă la acele criterii de, cu numărul de copii. Voiam pentru claritate să se treacă acolo direct 7 sau 7 puncte pentru peste 4 copii. Acum e destul de ambigu. În acea anexă, pentru familiile care au 4 copii sau peste 4 peste copii, 4 numărul copii de puncte este de 2 puncte. Puncte. Iar pentru 3 copii e 5 puncte. E stupid. Cel ori este greșeală de... Nu, e o chestie care să nu e interpretată. Doamna Ștefănescu, vă rog. Cred că se poate clarifica. Ia spuneți. Oricum să iau în considerare 7 puncte, pentru că am trecut în plenul de 4 copii, încărând de numai mai acesta. Încă 2 puncte. Nu scrie încă 2 puncte, dar sunt pentru clarificare. Eu am propus să scrie direct 7 puncte și să renunțăm la nota. Da, să fie amendament. Nu, 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 da, nu, amendament, e pe final. Eu ce eu? E bine. Da. Și mai dispare și elementul discreționat. Ok, supun la vot amendamentul făcut de domnul Mirescu. Cine este pentru? Da. Da. Unanimitate. Da. Da. Deci mai mult de 4 copii în diferent de număr, 7 puncte. 7, da. Da, okay. Da. E foarte bine. Iar al doilea amendament se referă la partea de documente care trebuie aduse la dosar. Și am spus acolo, dacă aveți textul amendamentului, dacă nu știu transcript, că ar trebui ca avizul de la, sau mă rog, comentariile celor de la Serviciul Public Centrale și Fond Locativ și de la taxe și impozite, ar trebui să le transmită, să se transmită direct în cadrul instituției, adică să se mai ducă unul până la centrale tehnice să-și ia la cerere cu dovadă. Da. Comisia interoghează în mod direct în serviciile primăriei. Serviciul public, centrale tehnice și... Dar să nu punem oamenii pe zi, mai ales în perioada asta cu pandemie. Pentru documentele despre care e vorba. Dar fiindcă sunt două servicii ale primăriei, în aceeași oație. Adică da, Ștefănescu! Stai-mă ușor, să spun de asta. Pentru carantină s-au aprobat criteriile, au fost adresele fizic. De câte ori am avut de curtea de conturi, au fost și au verificat dosarele, au solicitat documente. Ok. Da, documentele astea deci, se pot... Deci, domnul Mirescu, domnul Mirescu, eu înțeleg că spun așa. Deci, atenție, domnul Mirescu nu spune ca să lipsească documentul de la dosar. Spune ca să simplificăm dacă este legal și putem, da? În sensul că noi, serviciul public este al nostru, deja să luăm noi documentele. Dulce, dacă are nevoie la dosar, să-l cerem direct de la serviciul noi, să nu mai se ducă Dulce să ia de la serviciu. Pe mine se pot să cere așa ceva, pentru că
Nu pe tine, comisia. Comisia, domnule, comisia, o vorbesc de comisie ilegal sau nu ilegal să cerem noi între instituții. Asta treabă domnul Birescu. Între servicii. Păi între servicii. Nu, dar e corect, domnul, ne-ai gândit, mi se pare interior. Vă rog, domnul Bolade. Asta întreb. Cel puțin la, pe partea de eliberare de certificate fiscale, bine este să vină contribuabilul la noi să-l solicite. Și vă spun de ce. Pot apărea amenzi, diferite amenzi, amenzi de care contribuabilul să nu știe. Dacă noi emitem acel certificat fiscal la solicitarea colegilor, îi dau acel certificat fiscal cu datorii, e posibil să-i fie respins dosarul și în acel moment avem o problemă. Și solicitatul să spună că n-a știut de datorii. Exact. Da. Sunt cazuri. Are timp să o plătească. Sunt foarte multe cazuri care nu știu că au avut. Haideți măcar că la statuții în aceeași clădire. Dar centrale termice... Domnul jurist. Domnul jurist, domnul Papaz. Se poate. Ia spune. Da, se poate face... solicitarea, fără să mai punem oamenii pe drum, să solicităm... Deci avizul, deci comisia să, da, să ceară avizul de la fond locativ ca să simplifică la... Cine este pentru? Cu amândouă. Cine este pentru? Domnul Șat? Potriva, abține. Unanimitate. Da. Proiectul de hotărâre numărul 11 privind concesionarea prin licitație a unui imobil, teren în suprafață de 341 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Călăraș, strada Victoriei numărul 2B, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare numărul 28.330. Comisia de Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Favorabile. Favorabile. Supun votului. Cine este pentru? Da. Abțineri? 10 voturi pentru și 12 voturi pentru. Abțineri? Împotrivă. Și 8 împotrivă plus un vot împotrivă în mod online, 9 voturi. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 12 privind concesionarea prin licitație a unui imobil teren în suprafață de 192 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Călăraș, strada Victoriei numărul 2B, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare numărul 28.329. Aceleași comisii. Favorabil. Favorabil. Supun votul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. 11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Domnul Buzea, cum votați? Ca și colegii mei, nu se poate. Dacă opiniune separată. Adică... Care culeți? Deci votați împotrivă? Bună întrebare. Mă, cum ai votat, Alisandru? Pentru. Ia uzi, domnul. Împotrivă, domnul Buzea. Da, domnule, cum am... Hai, proiect de hotărâre numărul 3. 10 voturi împotrivă. Și 11 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 13 privind concesionarea prin licitație a unui imobil, terenul suprafață de 183 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Călăraș, strada Pescăruș numărul 33 bis, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare numărul 26.280. Tot aceleași două comisii, avizul. Favorabil. Da, supun votul, votului acest proiect. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Abțineri? Împotrivă. Domnul Buzea? Mă abțin, că e tot ca și împotrivă. Deci 9 voturi împotrivă. Eu înțeleg așa, că n-au pe ele niciun fel de sarcină. Ăsta-i vecinul tău, măi. Ăsta-i vecinul tău, deci, bă. Eu aștept să terminăm votul și la următoarea concesiune pe care o dorim și o să intervin și eu, dacă îmi permite, domnul președinte. Da, vă rog, domnul președinte. Păi nu, dar mai încă una aici, de ce vot. La 14 a fost făcut o modificare și v-a fost remis. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 2000 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Călăraș, Alea Dumbrava Minunată, numărul 4,
aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare numărul 27218, pentru construirea unui complex de sport, loisir, agrement, servicii și comerț, care va include o piscină cu dimensiuni de 25 x 10 metri. Asta a apărut astăzi cu piscina. Da. A fost o modificare din partea inițiatorului. Avizul comisii, celor două comisii, de buget și urban. La comisia de buget nu s-a făcut la o decizie, pentru că au fost 4-4, domnul consilier Niță n-a participat la vot. Ok. Comisia de urban s-a murat. Ideea este de ce a apărut astăzi acest element, întrebare. Pentru că s-au omis inițial, nu știu de ce. Și atunci a trebuit pus acolo, pentru că așa se dorește acolo, în zona respectivă, dacă tot avem piscine... La 50 de metri nu mai e o piscină. Nu, nu, dacă... Hai vrea încă una ca să fie în zonă. Cine mai vrea? Maria, ne dorim încă o piscină în zonă pentru că sunt cerințe. Mai ales că soarele este foarte... Mai ales că soarele este foarte arzător la noi în zona acum, în vara, și atunci avem nevoie de piscină în zonă. De ce n-am avea? Dacă tot creăm o zonă de agrement acolo. Și sunt doritori mulți. O zonă de agrement este foarte binevenită, dar... Sunt bani, dar sunt acolo. Mi se pare că totuși forțați nota, așa cu... Nu forțăm niciodată, domnul consilier. Da, asta e părerea mea. Deci eu am constatat... Dar haideți să pun supun votului. Cine este pentru? Eu sunt de acord cu vecinii mei. 12 voturi pentru. Domnul Niță a declarat că nu participă la vot. Împotrivă. Ce vorbești? 8. Votul de cine de și mie. Vă rog, domnul primar. 8 voturi împotrivă. S-au manifestat împotrivă inclusiv din online domnul Sârge. Și domnul Coma și Pian au votat pentru la toate aceste proiecte de hotărâri. Deci proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, din 20 exprimate. Domnul Niță nu a participat la vot. Așa cum știți bine cei care ați fost în executivul trecut, Curtea de Conturi a venit anul trecut și a spus că de ce nu sunt bani la buget și țineți atâtea terenuri neconcesionate pentru a întregi bugetul municipiului. Drept urmare, pe cei care i-am găsit și sunt funcționari publici aici, am zis hai să identificăm toate terenurile care nu au fost concesionate, să le scoatem la concesiune, să aducem bani la bugetul local. Dar constat că PNL-ul, USR-ul, Pro-România, nu dorește să aducem bani la bugetul local. Nu doresc. Nu doresc. Mă uitam la tine și mă uitam că nu doresc. Deci, nu doresc să aducă bani la bugetul local. Pentru că văd că nu vreți concesiuni. Nu știu ce vreți dumneavoastră. Dacă nu vreți să concesionăm, ce să facem cu el? Dați soluția. Sau motivați-vă cel puțin votul. Da, nu va conveni prețul. Trebuia să interveniți. Da, am plecat destul de bine pe preț. Din ce a fost și ce am fost. Păi, crezi că ei pe ăla? Poftim, nu știu, nu știu, dar noi suntem datori, dacă este o recomandare de la Curtea de Conturi, da, să ținem cont de aia, să facem bani la buget. Deci dacă vreți să facem bani la buget, trebuie să concesionăm. Dacă nu vreți, asta văd, asta facem. Vă mulțumesc pentru vot. În mandatul trecut, exact asta făceai tu, că mă certeam eu cu tine. Nu, la concesionăm, ba da, dacă erau fundamentate... Și vrezi exact asta. Deci dacă erau fundamentate, nu aveam nicio treabă. Din contra, am mărit prețul. Ce facem? Exact. La prețul, la prețul. La prețul, la preț am mărit-o, dar la preț. Exact. Da, domnule. Și le-ai luat foloasele necuvenite. Aș vrea ca acest tip de proiecte de hotărâre să încercați să anexați și o hartă, o captură de pe Google Maps, de exemplu, cu terenul hașurat, pentru că să putem vota în cunoștință de cauză. E foarte greu să înțeleg eu, care nu sunt de specialitate, un plan din ala cadastral, că nu văd decât niște numere și nu știu de unde se terenul ăla. Iar numerele de străzi... Adică vecinătățile. Adică, la pedalul Google Maps Victoriei numărul 2, mă începe la spărătorie aia. Atât. Dacă se poate, să atașați o carte la proiectul. Ok, mulțumesc frumos. Doamna Zica. Da? Nu, dar puteți să invitați pe domnii consilieri să mergeți pe teren cu dânsii. Așa mergeam, vă spun, în vechiul legislativ. Mergem și singuri pe teren, dacă știm unde să mergem. Mergeam pe teren,
Deci, doamna, e imposibil să nu-i recunoașteți, domnul consilier. Nu, cred că era vorba mai degrabă de primele trei. Dar primele trei case sunt niște construcții făcute. E un teren uitat de primărie care an de zile nu s-a încasat nimic pe el. Am constatat că există acel teren neplătit la primărie, drept pentru care am optat să concesioneze acel teren, să luăm bani la buget. An de zile pe acele trei bucăți de teren, trei terenuri, nu s-a plătit nimic. Ca să știți cum e. Și întrebați pe cei care au stat în execuție. Anterior. Da, mulțumesc frumos. Deci asta este. Sunt deja construcții făcute acolo, am identificat că aveam cărți funciare pe bucățelele acelea. Și am zis, bă, de ce să le ținem degeaba acolo? Cum să le... Și atunci hai să concesionăm. Cine are? Are drept de permisiune, că nu putem să construim nimic acolo noi, pentru că suntem îngrădiți de urbanism. Și atunci hai să le concesionăm. Asta am făcut. A, putea să interveniți. Nu ne convine prețul, este prea mic. Putea să măriți prețul. Le scoteam la prețurile pe care dumneavoastră spuneam să le duceam. Dar constat că nu se vrea. Nu asta cu harta sau cu... Mă rog, da. Poate în cazul dumneavoastră nu știați. Mulțumesc. Da. Proiectul hotărâre numărul 15 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra, faza proiect tehnic. Comisia de buget finanțe. Urbanism. Avizul favorabil, dar... S-a solicitat să se facă o analiză a impactului bugetar, întrucât, conform proiectul noului proiect, apar foarte multe cheltuieli eligibile. Mai multe decât cele eligibile. Mai mari decât cele eligibile. Domnul administrator, vă rog frumos să explicați. După cum știți, proiectul inițial a plecat luând în calcul baza CSM-ului, care e baza CSM-ului cu toate mijloacele posibile. Nu te lasă-l să zic. Nu am putut să o luăm de la Ministerul Tineretului și Sportului și în aceste condiții a trebuit să dăm acestui proiect o altă cale de acces. Cale de acces care se face pe digul de la hidrobiciclete. Și atunci, numai acolo costurile respective se ridică la 3,8 milioane de RON. Dacă urmăriți acest buget pe cheltuieli neeligibile, doar pe partea primăriei și vă uitați cu atenție la capitolul 4, în realitate suma este de 11.200.000. În prima etapă, primăria Călăraș și-a asumat o contribuție proprie de 350.000 de euro plus TVA, iar continuând pe ordinea de zi, proiectul următor, acordul de parteneria Consiliului Județean, este observat că aceste cheltuieli neeligibile sunt asigurate de către CJ Călăraș. Supun votul acest proiect. Cine este pentru? Nu, domnule, nu mă duce minte ce treabă am eu. 20 voturi pentru. Împotrivă? E votez exact ca și ce. Adică. Deci împotrivă. Da. Mă abțin. Două voturi împotrivă. Nu duci, mai mare. Domnul Chiriță Jean Mirescu. Și o abținere domnul Buzea. Proiect de hotărâre. Deci, o secundă. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și iarăși constat că nu vrei să dezvoltăm orașul. Bine, mă, dă-mi de dacă nu înțeleg de ce treabă de Buzea. Dacă nu vrei să mă dați să așa să spune ce nu mă să uite la mine. Proiect de hotărâre numărul 16 privind aprobarea asocierii municipiului Călăraș cu județul Călăraș în vederea finanțării și implementării investiției în proiectul îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Ai romantism. Dar supun votului. Cine este pentru? Da. Abțineri? Împotrivă. 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, domnul Pită și domnul Mirescu. Poate fi la asta se împotrivă. Doamna Luca, ați votat pentru, da? Să treci. Deci 19 voturi pentru și 2 împotrivă. Fiind vorba de investiții la nivelul municipiului, investiții care nu au fost realizate în ultimii 30 de ani, domnul Mirescu ar putea să ne explice votul împotrivă? Exact. De ce votează nu trebuie să explice consilierul unui angajat al primăriei, ci invers.
Astea sunt regulile și domnul președinte, puteți dumneavoastră. Și am intrat și am dat domnul președinte, puteți să deci este clar că nu doresc decât o opoziție. Eu am zis că la început o să fac o opoziție constructivă. Deci ați avut 18 voturi, da? Nu mai băgați bățul. Bă, la 18 voturi. Vrei să ai unanimitate? 18 voturi. Nu, dar... Am ridicat mâna pentru dezvoltare. Ce rost are miștoul ăsta? Ok. 18 voturi. Ce mai vreți? Am înțeles, gata. Haideți să trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 17 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărie și înfrumusețarea municipiului Călăraș. Favorabil. Da, aveți favorabil de la favorabil, da? Supun votului. Cine este pentru? Aici era un amendament. Stai, ascultă-mi. Sunt trimis pe mail. Da? Da. Care este? Păi să zic, care este amendamentul? Amendamentul meu se referea la eliminarea ultimelor două puncte, pentru că mi se pare suficient să îi punem pe oameni să-și mute marfa în magazin. Nu cred că e cazul să-i punem să-și pună folie în vitrină sau mai știu eu ce. Că până la urmă nu lezează demnitatea umană, nu îndeamnă la comportamente antisociale. Nu. Eu cheltuială. Da. Mă trebuie până la altă parte. Suntem că obligăm comercianții la niște cheltuieli. Nu obligăm, să știți că am discutat cu comercianții și sunt foarte multe cereri de la populație în care se circulă pe București și au zis că... Asta suntem de acord. Nu, îi explic domnului că nu. Îi spun de ce. Pentru că au fost foarte mulți oameni, foarte mulți cetățeni care au venit și au spus, domnule, este deplorabil când trec copilul și mă uit pe geam și văd toate sicriile alea, toate exact, alea. Și de comun acord, eu am vorbit personal cu anumiți oameni care comercializează. Și am spus așa, cei care țin coroane pe perete să le bage în avut, și este frumos să-și colanteze cu ceva acolo, da? Și restul poate să-și desfășoare, că nu e o cheltuială extraordinară, dar este și frumos. Da, supun la vot amendamentul domnului Mirescu. Cine este pentru? Da, domnule. Da. 9 voturi. Abțineri, împotrivă. 2, 4, 6, 8, 10 voturi împotrivă și am mai votat pe grupul de WhatsApp domnul Coman împotrivă și domnul Stoian s-a abținut. Deci amendamentul a fost respins cu 11 voturi împotrivă și 9 pentru. Da, supun. Dar le aveți și noastră. Că-ți poate avea mie de mie, sunt pe grup. Supun la votul 3. Domnul primare, vezi că pe adevăr așa ești agață prin pom. Păi, este ok, s-a rezolvat acum. Am rezolvat-o, am planificat-o. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate la 16. Proiect de hotărâre numărul 18 privind acceptarea donației imobilului teren în suprafață de 13.300 m2, teren arabil extravilan situat în municipiul Călăraș, Tarlaua 63, parcela 23/2, identificat cu numărul cadastral 2960, carte funciară 4849, în favoarea municipiului Călăraș de către SC Fertiagru SRL. Aviz favorabil. Aviz favorabil. A stat a doua. Cine este pentru? Dacă și la asta e... Unanimitate. Și dracu, ăla îți dă tu, te super că ei... Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre. Ăsta se retrage 19. Dar n-a reușit să obținem rezervarea de anume. De la Ministerul Justiției să schimbăm că era o denumire asociată și... Păi exact ce ți-a spus? Nu, păi am rezolvat. Proiect de hotărâre numărul 20 pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraș numărul 49 din 29/3/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Călăraș. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Aviz favorabil, da? Nu sunt amendamente. Supun votul. Cine este pentru? Domnul Buzea. Da, domnule. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren cu suprafață de 23.359 de metri pătrați, având numărul cadastral 32.449, situat în Călăraș, zona Danubius Park. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Da? Supun votul. Cine este pentru? Abțineri? Unanimitate. Abțineri?
Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Călăraș, în suprafață de 2000 de metri pătrați, situat în Călăraș, strada Inginer Bârcă Gheorghe, numărul 2, cu numărul cadastral 23.154. Alisa, favorabil. Și la Comisia de Buget? Favorabil, cu mențiunea că executivul să-și asume că acest teren este liber de sarcini. De orice. Adică nu conține nimic. Da. Voi votez împotrivă. Da, supun votului. Cine este pentru? Cine e pentru? Da. Doamna Luca? 20 pentru. Să scutem, 22. 19 pentru. Și eu mă abțiu. O abținere domnul Buzea și un vot împotrivă domnul Sârze. Nu știu. Chestia asta, știu că eram acolo. Și are de ce ne vrem? Eu plac, nu? Proiect de hotărâre. 19 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Doamna Zica, explicați domnului că tot. Nu facem. Lasă-l cu ultima. Nu mai trebuie. Proiect de hotărâre. Degeaba de explică. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu numărul cadastral 32.029, în suprafață de 987 de metri pătrați și a imobilului cu numărul cadastral 32.769, în suprafață de 767 de metri pătrați, situate în municipiul Călăraș, aparținând domeniului public al UAT Călăraș, județul Călăraș. Da? Comisia de urbanism. Aveți favorabil. Supun votului. Cine este pentru? Domnul Buzea. Proiectul de hotărâre numărul 24 privind aprobarea regulamentului de atribuire a unui teren în baza legii 15/2003 în municipiul Călăraș. Favorabil. Comisia juridică. Favorabil, da? Supun votul. Cine este pentru? Prezum că e făcut pentru că teren e legat. 20 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul Stârze. Deci a proiectul a fost petrecut. Mulțumesc frumos. Declar închisă ședința ordinară.